Vă salut și bine v-am regăsit la un nou clip. Suntem din nou pe seria principală pe contul mare și aș vrea să vedem dacă mai mărim suma astăzi, pentru că data trecută chiar ne-a mers destul de bine și să vedem dacă și astăzi va merge ok. S-ar putea să reușim. Să vă zic sincer, suntem destul de pregătiți astăzi, cu fere zodia, cu fere gardă și poate mai încercăm chestii, dar momentan vedem dacă iese vreo sumă din aceste două părți. Sunt sigur că aproape de 50 de ani s-ar putea să ne apropiem. Și pe lângă aceste cufere și buget, aș vrea să mai reintrăm în Iohara astăzi, să facem un test sau o mică simulare, așa cum mi-a scris și Iamba în comentarii. Fă o mică simulare să ne dăm seama dintre safir strălucitor și excelent dacă ar merita. Și el a zis ceva cu capul de șarpe, dar m-am dus un pic mai departe și m-am gândit că ar fi mai bine să facem un elixir de pământ. Și așa ne-am dat noi seama un pic mai bine dacă ar merita excelentul sau nu. Deci vom pune full rezistență pământ și o să mai pun și niște iteme, gen cu rezistență, papucii de apă și petul cu obstrucție. Pentru că data trecută am pus mai mult damage decât rezistență și hai să facem un test și acum să vedem dacă reușim să batem mai bine. Asta un pic mai târziu pentru că avem câteva cufere zodiac, deja pe contul principal le-am deschis și am prins eșarfe în mare parte plus o armură zodiac. Înainte să le deschidem, nu uităm de butonul de like să vedem dacă putem strânge peste 400 la acest clip și dacă strângem peste 400 deja ne gândim la următorul clip pe contul principal să pregătesc ceva, să facem din nou, să continuăm seria, bineînțeles. Și vă mulțumesc foarte mult pentru cele 450 de like-uri la clipul anterior cu contul mare și peste 500 la clipul 0 donații, deci o să mai filmăm ceva acolo chiar curând. S-ar putea după acest clip să urmeze. Și zic să încercăm să deschidem acele cufere zodiac pentru că avem destul de multe astăzi. Hai să vedeți despre ce e vorba. Deci am făcut destule ranuri și s-ar putea să iasă ceva, măcar eșarfe, îmi pun bazele în eșarfe și cine știe, poate și vreo armă surpriză. În arme nu-mi pun bazele, dar măcar să facem câteva eșarfe. Ia să vedem, uite, pumnal zodiac, să știți că singura armă care mi-a picat cât de cât cu medie a fost pumnal zodiac, 33 medie. Ia să vedem acum ce vine, 17 din păcate, continuăm să vedem dacă mai vine ceva. Ia să văd, uite, eșarfe multe aici, doar eșarfe, hai să vedem dacă mai avem, uite, una de 10 văd aici pe ninja, perfect, poate facem. Continuăm și pe șamanca aceasta, ia să vedem ce iese de aici, foarte multe eșarfe și o armură, deci arme slăbuți astăzi, las că-s bune și armurile, poate se vor vinde și ele, continuăm cu acest war, deci eșarfe multe fără arme, de fapt arc zodiac, uite că nici nu l-am văzut, arc zodiac două armuri și arcul are medie, 1 medie, 1 PC, e bun oricum arcul să știți, posibil să fie un on în momentul de față, așa că la cât mai multe aș dori eu, hai să văd și pe șamanca mare, doar eșarfe aici. Iar m-am uitat în chat, n-a venit nicio armă. Și mai avem doar un singur cont, această șamancă leac, hai să vedem ce mai vine. Haină zodiac și multe eșarfe. Ei bine, uite că au picat atât de multe eșarfe, e cam imposibil să nu facem una avansată și zic să mergem acolo să le evoluăm. Avem destul de multe încercări pentru eșarfă avansată, haideți să vedem dacă reușim ceva, combinație, ia să vedem, pac, pac, țac. Prima a mers, ne uităm după aia la absorpții să vedem ce iese. Dacă facem una de 20, poate mai plusăm, fără succes aici. Deci 50% șansă până acum, una da, una nu. Continuăm. Cu încă o reușită, bravo, deci două da, una nu. Nu știu dacă ați văzut-o pe asta, ați văzut-o sau? Posibil să fi uitat să pun scena la a doua eșarfă, dar v-am zis că a reușit. Hai să vedem a treia, ia să văd. Până acum mi-a mers foarte bine, ia să văd. Și asta a mers, deci doar una eșuată, restul super. Ia să vedem absorțiile, 13. Aici 13, ia să vedem următoarea. 16.
tot de plus. Aici tot 13, tot de plus. Cele de plus sunt 3 uni, ca să vă faceți o idee. Aici n-am făcut și ultima, 17. Deci niciuna cu absorpție mare, toate de plus. Până acum am pus pe shop 4 eșarfe, să sperăm că se vor vinde până la sfârșit. Uitați-vă și câte cutii Zodiac avem pe shop. S-ar putea să facem peste 35 de ani doar din cutii, dar nu se vând. Sper să se vândă, le lăsăm așa la prețul ăsta. Și ia să vedem cât am pus noi până în momentul de față. Văd că s-au mai și scumpit, 3.15 x 4, 12.6. Deci e ok în momentul de față, n-am deschis nici cu ferele gardă. Poate mai punem flăcări și chestii de genul. Hai să citim și PM-urile. Da, uite, ne întreabă dacă filmăm. Haideți să facem și testul Iohara, punem apărare site attack site, am pus și elixir de pământ cu 10%. Vreau să văd diferența. În momentul de față avem safirul pe noi, să zicem așa. Parcă m-a cam scăzut sub jumate la un moment dat, dar să știți că rezist mai bine față de data trecută. Adică fac așa o mică comparație, parcă până acum eram mort, să vă zic sincer. Și uite așa îmi bate cu el excelent pe noi, deci în momentul de față chiar am avea safir excelent cum ar veni pentru că am pus elixirul. Și îmi place, așa parcă mai bat, să vă zic sincer. Hopa, dar ce nu-mi place mie la mapele astea Iohara? Bă, dacă s-ar face ceva cumva să nu ne mai arunce de la Metin, mă, măcar de la Metin. Hai, lăsăm boșii, dar Metinul... Ia uite că deja m-a cam scăzut acolo, eram cam panicat. Dar să știți că l-am scăzut mai mult față de data trecută și încă n-am murit niciodată, deci sunt destul de mulțumit, dar față de data trecută nu uităm că am pus și papuși de apă și acest pet cu blocare. Deci chiar avem de meci un pic cam mic în Metin, ia să vedem cât avem, 18k, ceva de genul. Stai să băgăm tăișul și skillurile din nou și buff-ul, că s-a dus. Stăm cam mult pe Metin cu aceste iteme. Dar sunt mulțumit că totuși rezistăm, adică măcar nu murim și facem misiunea mai repede pentru misiunea cu piliturile. Stai să-mi dau și buff. E, ca damage nu e chiar așa mic, mă gândeam că e 18k, dar de fapt e 21. Deci sper că v-ați dat seama, am băgat acel elixir ca să ne dăm seama cum am bate cu safirul excelent. Noi având opac pe noi în momentul de față, dar rezistența pământ e aceeași cu acest elixir. Și sunt mulțumit cum bat acum. Hai să vă zic de ce aș miza un pic mai mult pe excelent decât să pun strălucitorul. Eu, acum ceva timp, am făcut un clip la începutul anului și am zis că vreau să fac temnița șarpelui, ranul din temnița șarpelui cu acea regină șarpe. Am zis că vreau să facem anul acesta. Și mă gândesc că poate acolo ar merita mai degrabă excelentul, adică... Sunt sigur de chestia asta, că ar merita un pic mai mult excelentul, dar încă stau pe gânduri pentru că nu este pe piață ceva accesibil și nici banii nu-i avem, așa că mai așteptăm un pic, oricum suntem aproape de a face pasul și în caz de găsesc mai degrabă vreo armă sau ceva item să ne ajute, o să cumpărăm alt item, nu ne grăbim cu safirul că m-am cam prins cum stă treaba. Deci cred că și cu strălucitorul am face față, uite aici la Metin, zic eu, că am făcut acel test, zic că m-am descurcat foarte bine. Înainte să deschidem cuferele gardă, mai facem un ultim test dacă avem apărare și attack site băgat, pentru că mi-am dat seama de ceva, pești eu n-am băgat, adică primul test a fost făcut fără pești și sunt curios și cu pești care-i treaba. Să vedem dacă ne mai clintește acest Metin acum, ia să văd. Văd că până în momentul de față mă descurc foarte bine și cu pești. Elixirul este băgat, să ne dăm seama că are 2 minute, deci nu va dura foarte mult. Uitați, full echipat cum s-ar zice, în momentul de față cu papuși de apă și cu petul cu blocare. Nu mă clintește Metinul și îmi place, deci așa da, așa să tot bați. Uitați contulețul cum face față în momentul acesta. Așa da, îmi place. Uite, s-au cam strâns aici mulți și iară mă aruncă ce nu prea îmi place deloc treaba asta. Pentru că, uite, dau miss la multe hituri în Metin și până acum cred că era gata dacă nu mă arunca.
Dar asta este, până la urmă mi-am cam dat seama cum stă treaba. Cred că și strălucitorul, dacă îl punem, chiar n-avem nicio problemă. Dar v-am zis, nu ne grăbim, că dacă e în temnița șarpelui acolo, s-ar putea să avem nevoie de el. Și dacă găsim ceva, o să pe echipăm excelent. Vom vedea dacă apare ceva pe piață, dacă nu, mai căutăm iteme, poate vreo armă, ceva interesantă. În momentul de față mi-am cam dat seama cum stă treaba. Aș fi degajat să pun și strălucitorul, doar că nu mă grăbesc, îl las acolo pe shop. Îl las puțin pe shop, mai strângem niște bani, vedem până de Paște, eu zic că mă decid. Și vom vedea atunci. Sunt curios ce Yang vom scoate din aceste cufere gardă, să vedem dacă sunt norocoase și dacă ne vor ajuta. Hai să facem un calcul să vedem cât ar trebui să iasă. 287 ori 20 bucata, cam 57 de oni. Vom calcula și vedem dacă vor ieși banii ăștia, posibil să nu iasă, dar cine știe că am mai avut parte de surprize. Noi începem să le deschidem, nu mai stăm pe clip să ne uităm la ele. Voi ați zis în comentarii că să le deschid și pe clip, dar eu zic să revenim direct cu ele și vedem direct rezultatul. Am revenit la 100 de bucăți, hai să facem un calcul să vedem cum stăm până în momentul de față. Deci avem 19 plus 12 și 3 flăcări. 3 flăcări, 3 oni, le punem așa 3 oni. 34, dacă ar mai veni 20 de oni din următoarele, 54 am fi pe acolo. Dar haideți să vedem că nu stăm foarte bine pe flăcări, să vedem dacă ne vor veni mai multe din următoarele, dar nu bag mâna în foc. Posibil să nu vină nici 50 de oni din aceste cufere, dar vedem. Deci ne reîntoarcem cu rezultatul, să vedem care ar fi. Haideți că n-am ieșit chiar așa rău. Deci avem așa, 39, 39 plus 7, noi mai schimbăm pe ăștia, poate facem ceva content. Mă gândeam să iau niște celeuri și să încercăm o curea, pentru că s-au strâns destul de multe fragmente, zic să încercăm, poate mai ies 10 oni în plus. Plus flăcările astea, hai să le punem 6 oni în total, 52 de oni, hai că ne-am apropiat de suma inițială. Dacă mai punem și perlele, eu zic că e destul de ok. Cred că vom cumpăra 400 sau 600 cele mai degrabă și dacă facem o curea ne recuperăm și banii și avem și critice și chiar și instante bonus. Și așa aveam nevoie de critice și o să deschidem aceste celeuri. Dar revenim cu rezultatul. Momentan avem doar 2 zeuri și o să cumpăr și o curea. O să cumpăr o curea plus 0. Hai să vedem cureaua. Cât ar costa, sper să fie măcar pe piață. Ia uitați, 500k, lejer. O cumpărăm să fie aici în inventar și revenim cu rezultatul să vedem dacă strângem câteva zeuri și să fie și norocoase măcar. Am revenit cu 38 de zeuri, zic că avem șanse destul de mari să facem această curea. Au picat bine, într-adevăr. Hai să vedem cum stă treaba și pe plusat astăzi. Momentan începem cu o reușită. Eșuat plus 6. Eșuat din nou. Mi-am adus aminte că primele iteme pe care le-am plusat prin 2020 a fost prin perioada aia. A fost o curea plus 8 și Arc Phoenix plus 8 am făcut atunci cu manual. Chiar m-am bucurat enorm când am făcut arcul pentru că îl pregăteam pentru eșarfă. Hai mă și curea asta plus 8. Momentan această curea pare să vrea să ne facă probleme, deci fragmente încă mai avem aparent. Dar haide să revenim și cu ea plus 6 dacă eșuează acum. Haide că revenim cu ea plus 6. Am revenit cu ea direct plus 7 de fapt și vedem acum la plus 8. Să vedem și fragmente avem. Deci prima dată, prima încercare la plus 8 și bravo. 10 oni și am mai rămas cu 16 zeuri. Dar aceste 16 zeuri zic să le lăsăm pentru data viitoare. Bănuiesc că nu mai avem noroc la încă una. Adică hai să nu întindem coarda, zic eu. Haideți să punem și cureaua pe shop plus flăcările. Facem un mic calcul să vedem câți bani avem în momentul de față și poate mai încercăm câte ceva. Bun, deci hai să ne facem o idee cam cum stăm cu bugetul. Mi-am făcut mult mai mult decât mă așteptam astăzi. În momentul de față avem cash 290 aproape. Hai să punem 290.
plus cureaua care este chiar 12 ON, este 12 ON 50 în momentul de față pe piață, am pus-o noi 12 ON, plus 12, 302 ON cash. Calculăm itemele care s-ar vinde în viitorul apropiat. Mai avem și flăcările acestea, 6 ON, și eșarfa aceasta, 3 ON o punem. 311 ON cash, dacă mai punem și cutiile roșii Zodiac, cred că ne-am apropiat de un 340, ceva de genul. Nu mai punem safirele strălucitoare, dacă le punem și pe ele, ne dăm seama că stăm foarte bine cu banii în momentul de față. Căutăm iteme, deci vom căuta în episoadele următoare. Până atunci, noi mai strângem chestii, mai încercăm să ridicăm bugetul, așteptăm și evenimentul de Paște, poate vor apărea iteme. Voi studia piața în continuare, poate facem și ceva bișniță, în caz că găsești ceva, vă țin la curent. Hai să vedem cine câștigă 5 cu feregarda astăzi. Dăm pick winner și... Salut, acolo la șarpe ai nevoie de vânt și apărare. Safirul ăla nu te ajută acolo cu nimic, ai nevoie de cam 2K apărare și full rezistență. La șarpe o să mă mai interesez, însă în mod principal m-am interesat puțin astăzi de trecătoarea Ilad și oricum... Safirul ne va ajuta în temnița șarpelui acolo la ran. Deci, mai vedem, v-am spus, dacă găsești ceva, echipăm. Nu mai da papuși la plus 7, cu ea 10% din 15 perechi mergea una, riști prea mult și nu are rost la plus 6. Ba, nu, tot mereu o să dau la plus 7 pentru că vopselele și curelele costă, adică nu sunt gratis și mai degrabă pierd decât câștig dacă nu fac nimic cu cele plus 6. Așa la 30% șansă aș mai putea face o pereche. Mai bine îți luai o zodiacă cu 40 medie în loc să îți faci safirul. Părerea mea e să le echipezi gol. Safirul nu prea l-aș echipa gol pentru că nu se știe când mai facem un clip de PvP chiar și pe contul mare. Și dacă punem ceva frumos pe safir s-ar putea să apară clipuri de genul mai regulat. Și în legătură cu zodiaca, posibil să... facem și o investiție acolo dacă găsim ceva, v-am spus, la buget ok. Trebuia să fi filmat și cu ferelele amen. Am citit comentariul, dar că, doar că, na, bănuiesc că la momentul de față știți despre ce e vorba și nu n-ar mai fi cazul să filmăm când deschidem cu ferele gard. Data trecută am pus întrebarea ce ați pune voi pe safir, mă refer la bonusuri și uite ne-a scris aici War Ninja Sura. Sau poate 2 ninja, 1 war sau invers, zice Decentraland. Tu ai mai câștigat multe giveaway-uri, din ce țin eu minte, felicitări. Perfect, a mers numele și data viitoare vreau să-mi spuneți cât yang aveți în inventar plus numele vostru în comentarii. Deci, în momentul de față, în prezent, voi aveți, nu știu, dau un exemplu, 10 ON, 5 ON, 100 KK, 50 KK, suma voastră din inventar plus numele vostru pentru încă 5 cufere gard de data viitoare. Vă urez mult succes, mulțumesc foarte mult de vizionare, nu uităm de butonul de like, subscribe și ne auzim data viitoare cu mai mult progres, să vedem ce mai cumpărăm, ce mai facem și aici. Chiar sunt și eu curios, partea foarte bună este că dăm înainte și vom vedea dățile viitoare cum mai progresăm și ce reușim să facem. Noi ne auzim data viitoare, nu uităm de butonul de like, așa cum am zis, la 400 de like-uri ne pregătim de noul clip pe conturile mari. Vă urez multă pace, ne auzim data viitoare, mulțumim și membrilor, vă salut!